Primarul Comunei Hârtiești Ion Ștefan Cosmin a construit o troiță folosind fonduri personale, dar și cu sprijinul Fundației Prosperanța Hârtiești. Sfințirea troiței a fost făcută de doi preoți și în prezența oamenilor din satul Valea lui Topor, care au participat la întreaga slujbă. Prea Sfântă Răscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea Sfântă Stăpână, scoate pe robii tăi din toată lumea cea viitoare și din toate... Din toată vătămarea sufletească și cupească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce în vremile mai de pe urmă, în chip minunat, ai zămistrit și ai născut pe zidurile fecioară, mântuiește pe cei ce te măresc pe tine. Edilul își dorește ca anul viitor să construiască în celelalte trei sate ale comunei câte o troiță în apropierea unui izvor, atât ca simbol al spiritului creștin al comunității, cât și pentru nevoile oamenilor.